Bună ziua, sunt Ivan Gabriel, cameramanul. Avem aici, suntem pe lacul Stolnici, data de 18 mai 2011. Avem aici un pescar pasionat. Sile se numește. Pescuiește la plută. A dat nad acolo. A și luat babușcă. Trage fetița. Lacul e frumos, apa e curată. Ne aflăm la standul 20 aici. Natură frumos. Cu mașinuța tragi pe dreapta. Taxa este de 300 de mii vechi, 30 de ron pe zi. Pește cantitate nelimitată, roșioară, babușcă, caras. O să stabilească condițiile și pentru crap. Dar vă ține la curent tot prin video. Ia uitați aici. Am țepat un pește. Ce? E babușca asta, nu? Babușcă la greu, trage într-una. Am văzut că de când am venit de vreo un sfert de oră, ia într-una aici, Sile. Ce băți folosești de carbon de 6 metri? Mavăr de 6 metri, legend. Mavăr legend de 6 metri. Pută mavăr 1 gram jumate. Da. Șac de 10. Șac de 10. Matrigoia. Ia stai puțin să... Suntem aici așa pe... Ia uite ce frumos, hai să filmăm. Opa. A scăzut. Nu-i nimic, mai am vășelă. Ah, deci ai nădit cu grâu. Cu grâu. Benzar oblete. Benzar oblete. Cu aditiv de tutti frutti. Da. Grâu. Da, da. Cam atât. Și cam atât. Și grâu din acela poți să pui și în cârlig, da? Grâu ăsta e separat. Sau alt separat, grâu. Pentru cârlig. Da, da, da. Și dai în zona fundului. Da. Bombaliga, mică. Așa. Iebișori, pelete. Chiar și la asta o ia. Da, 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 da. Hai să punem și pește. Ia uite, da, ce frumos. Ia, să vedem și noi de acolo. A, și mai puțin. Da, da. Aha, e activă, văd că. Da. Abia aștept să fac și o plută. Da. Lasă-și. Ia. Popă de gliu. Da, da, da. Frumos. O să poată să ia și la... Să ia la bobă de grâu, ia să urmă. E mai simplu de pescuit decât la bumăligă. Adică dai de mai mult cu ea. Uite, da, una după alta. Exact cum ai zis. Zile trecute. Că trage elite. Și am momit de 10 minute. 10 minute n-a trecut și a început să o ia. Deci am momit mai puțin de 10 minute și a început să ia electric. Electric e. Și dacă stă apa, o ia mai bine. Deci când se liniștește apa... Da, e o plută tare hoță dacă o prinde pe cameră. E mavăr. Vrem... Hai, gata. Hai că am prins. Am văzut trăsătura. E o trăsătură foarte frumoasă. Și la olt tot așa pățeam. Se ducea la fund odată cu ea hotărât. Da, e lacul, mă. Când o ia, o ia. Da, da. Îmi place de peștele ăsta. A, și acum îi dai pe grâu. Da, după grâu. E vierme, nu e la tine, nu se folosește. O iau, da. Dă și la vierme, nu? Da. Da, zilele trecute ai luat și la vierme. Și la vierme și la mămăligă. Așa la mămăligă ai șanse ca să
să bage crapul mai repede. Nu dă și carasă? Ce? Ba da, nu e și carasă, dar acum dacă când e vânt îi bag pe greu, că e mai dificil de aruncat. Da, da, da. Și după aia, când se liniștește numai pe mămăligă. Da. Ai alte șanse să iei și carasul, să bage și crapul. Și zilele trecute ai prins toată ziua, nu? Toată ziua. I-au zis, dragi pescari, toată ziua. A tras frumoasă. E, mai scapă și el acum, nu-i problemă. E bine că trage. Multă lume zice că nu trage, dar uitați cum trage frumos. Joacă că... E puțină briză, dar e bine. Peștele fometos la prima ora dimineții, o să mai face și mai târziu. Filmarea, să vedem cum se prezintă. Altă filmare. Și zilele trecute ai luat și carăs dimineața? Da. La Mămăligă, nu fac rău. A, pe Mămăligă. Cred că viermișorul le-ar... Bagă Mămăligă acum, am din ce zice că... Acum bagi Mămăligă. Ca se schimba, ba mananc asa, ba mananc la aia. Da, da, trebuie sa schimb omelile. Cum arata, dădeam la greu si... Si pe mamelica la da imediat. Da. A, păi dacă o ții așa, ai dreptate că faci 10 kg. Până de seara? Da. A, contează distracția, știi? Și... Activitatea care... Activitatea. E plăcut. Frumos, peștele trage. Deci puteți veni cu mare încredere la stolnici aici. Plăcut pe standuri, nu te deranjează nimeni. Grătar, umbrelă. Grătar, umbrelă, vă simțiți bine, peștele trage. Dacă să mergeți în lac cu taxa e foarte bună de 30 de ron. Nu se poate nici pe gratis așa, că e totuși o investiție și pentru... E de înțeles acum. Ia uitați ce frumos. Ia uitați, vedeți? Să-i mă mergi cel ce? A, tot din aia, dai mai mare. Bravo, ia uite. Cel puțin pe mine m-ai convins. Când mi-ai arătat filmările, eu am crezut. Deci, mulți prieteni au zis, nu, nu, sunt contrafăcute astea, lasă-mă că mă duc eu și văd eu cu camera care e adevărul. Adevărul e că e foarte frumos. Și se ia și pește. Și se bagă și da. Carasul și... Da, și n-a început carasul. Ia uite, dar a nădit el înainte. Ca să știți, v-am arătat nada. Ca să știți, nu veniți nepregătiți. Bă, tu de carbă. Ia uite, ce pește frumos. Da. Bagă aici așa la... La sac. La sac. Uite, tunelul aici, tot frumos pe scăunenul, se distrează. E cam la secundă, cam cum merg obleții la muscă. O să-i dăm noi niște muște azi să vedem care e treaba. Și pe balda aceasta. Să nu și roșioară, dar mai rar. Da, da. Păi asta e cam pretențioasă, cred că umbră și strătul de suprafață. De-aia nu prea mai pe fund. Poate caută ce-i dau eu niște gâze. Hai că pe la amiază încolo, mai după amiază. Să ridică-i. Dimineața așa e la prima oră. A, mai cade mămăliga, da. Mai cade din cauza la vânt și am putut-o mai ușoară și... Da, da. Dar e bă greu. A, uite ce frumos aici. S-a băgat și șalău, avat. Biban, găsiți aici răpitori șalău de la 1 kg la 4 kg, ne-a spus patronul, domnul Ștefan. E frumos. Plăcut. Ia uite, chiar am prins o zi bună azi. După ploi, azi e liniștit.
Nu plouă. Să fi terminat el? Trebuie să vine și la zgomot. Nu-și continuu și stă pe el și pe asta nu poate să mânce o pufăne. Pe asta că e tare. Da, da. Înțelegi? Și eu îi dau de la mai moare. Cam cum îi place lui. Uite. Da. Cum i-am dat cu mare. Ia uite. Cățelul la mămărigă. Frumos, bravo. Da, da, da. Ne mai pomenite. Da, cum e. Că de la cum e. Acum. Da, 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 da. S-a văzut. Frumos. Captură. Abia aștept să termin filmarea, să vă fac o partidă. Bă, tu mi-o aștept aici, nu mă credeți? Ia uitați cum stă aici așa. Pregătit carbonelul de 6 metri. E frumos. Păi tot să pescuiești. Tot să pescuiești așa, dacă tragi într-una. Și apa curată, ia uitați cum e. Da, mă, să filmăm apa aici. Puțin de la asta, ia să-l vadă. Ia uitați ce curată e apa. Alți ani, când veneam eu, când era mai mult, era apa mai murdărege. Cam gălbuie, așa, nu prea să distinge. Asta e în zona mărului, la o jumătate de metri, se vede fundul. Deci, la 70 de centimetri se vede fundul. Încă nu e lumină, nu s-a luminat ca lumea. Nu s-a luminat bine, da. Vă dați seama de repitor și alău cum... Ia uitați ce curată. Cu stand aici. Se vede frumos. Și păsărele. Opa, vin și ele la hrană. Alea-i uliu. Eu sunt curios când o-i dat pe vierme, să vedem. Păi și pe vierme. Cum se prezintă? Pe orice o ia. E mai ușor decât la mămăligă. La mămăligă o cam furăște. Dar e pe grâu că e mai ușor. A, am dat și-o pe grâu odată. Mi se pare că la caras. Uite, ia uite cum a făcut. Da. Și la un moment dat când nu mai ia, uite, ăsta e ușor. A, da, da, da. Este să o filmi, stai. Da, da, e roșie ca asta. E, uite, asta e gagica care îi place la muscă. Da. E mai rar, da. Și la un moment dat nu mai ia când intră crapușele sau când nu fac un pământ de roade, nu mai ia. Înțelegi cum nu pleacă să speie. Auzi, mai arătă tu mie puțin acolo ăsta, că eu, prea sunt eu așa lămurit. Trebuie să-i punem un fond așa. Dacă lig e pe negru. A, am înțeles, gata. Nu cam contează, adică... De asta pusă și eu. E treaba asta, ține mai bine mămăliga decât ala bătut. Da, dar da. E mare fiindcă poți să mai dai și în pește mare, înțelegi? Și fiind da, nu da, ia, da. Și ea e lacomă. Și văd că dai cu el deschis, nu are treabă cu o măgată. O ia cu tot. Dă seama cât de foame e. Deci nu i-a dat... Ia uitați. Și mai mică și mai mare. Dar e frumos, trage aia activitatea aici. Îmi place. Cântă cucu aici. Pește curat, nu poluat, ca în alte părți. S-a dus să se alea cu mine. Hai să gau. I-a dat drumul ea, știi când i-a dat zăpătă. E prietenul meu care la ora asta dă cu barosul ăla. Ia zi mă. Uite mă, pescuiesc la babușcă, la stolnici. Băi, da? Și prinde șeful. La exact pe standul ăla unde ești tu acolo. Tocmai mă gândeam la tine că dai cu barosul acum și de-aia îți făceam o dedicație. Uite, acum a scos una, e filmat aici. Uite acolo, tot roșioară. Uite, am luat și roșioare. Două am luat până acum. Da, 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 și asta e frumos. Nu, nu. Ne mai pomenit. Nu, era băiatul ăla, vine și el mai încolo. Da, merge, uia. Ce de n-are fiere? La grâu, la mămăligă, la orice. Da. Înțelegi? Cu mavoră. Da, nu, da, da, un pic. Hai că vorbim mai acolo, că am pește din ăsta. Aha, da, al Cristian. Vară și un meu care
la muncă. De echipă? Da. Cel mai bun prieten al meu. Foarte bine, e bine că ți-ai găsit prieten de treabă. Am câțiva pescat de apărâs, da. Nu, pe ea să eviți și lasă-i. Să duc două ori pe an la pește și... Lasă-i pe ea să se ducă ei cu... Noi dăm de pasiune aici, așa, da. Și peștele mele. Dar să știi, să dai la pește trebuie să mai și vii. Să mai și încerci, să mai întrebi și pe altcineva. Sigur, trebuie să te documentezi. Înveți pescuit. Fiecare tehnică e cu secretele ei. Ca și la muscă, da? Eu îi mai învăț pe uite una, alta, cum dau, cum mâne. Și apoi mă aștept la noroc să mai mă ajute și peștele. Da, nu tot. Că, dar trebuie să fii cât de cât pregătit. Păi da, prind într-un... Să ai nada, să ai ce trebuie, adâncime. La o partidă prind că prind alții tot anul. Înțelegi? Da. Că și pregătit. Și zice, n-a mers, că nu știu ce. Păi da, n-a mers, pentru că nu știi să dai. Așa e și la scrumbie. Ei m-au zis, nu mănâncă, da, și când te auzi că dă cu niște bețe măi de trași cu arcul, doare capul, mai ales că e artificială. Ia uite ce frumos. Tehnică e peste tot cine. Sigur că da. Nu e. Știe cine. Și la șalău, la tuisere, am văzut că foarte mulți pricepuți, puțin pricepuți, adică. Da. Mulți dau și... Da. Vreau să învăț și eu de la alții care știu meserii. În cauza că n-am avut pește de șalău sau altceva, dar n-ai avut unul să vezi sau scrumbie. Da. Nu să învăț eu la Peter la scrumbie. Până nu te, nu te până duci nu acolo. Până nu mă duc și până nu văd și până sau nu... Sau până nu vezi. Până nu mă convinge cineva ca să văd. Nu vezi, pe video al meu când ți-o aduce aici filmarea video, te conving eu, las. Au. Nu știu, domnul, să zic că te conving eu, că am fost 2 ani la rând. Dar acum n-a terminat de depus, ăsta e secretul. Nu a, deci acum e 18 mai, nu a terminat de depus. Păi și aici, deci, că tot așa cam... Și aleargă, îți dai seama. Cum nu a terminat de depus într-o săptămână, două... Că oricum mai întârzi, îți dai seama că dacă n-a depus. Și cu ei plecarea spre mare. Și așteptăm. Să joacă pe aici. Da, i-am mai dat un țoc. Da. Face glume cu mine, da. O prinde-o. E drag și lui. E drag și la peștele astea. Mai dăm un burgeraș. Ia uite, vezi? Vine cu cățelul la mămorigă. Da. Mai mijloșoare, dar nu am luat și mai mărișoare, da, dar da. Nu e ca babușca așa de desă, știi? Da. De la fel. Și acum pe grâu nu cam, nu se văd de care o să dau, o să iau și care așa la mămăie. Și o să mai nădească, că ăsta babușca vine imediat, știi? Da, e prima la controlă. E prima călare, pă, și la ce nadă îi dau, ce nadă îi dau acum, e cam de, ei două blete, dar merge bine la babușcă. Da. Și dacă îi dădeam numai de usturoi și de ale, venea carasul. Mai mult carasul. Deci îi selectez după nadă. Da, înțeleg? Dacă îi dădeam de usturoi, venea mai puțină babușcă și se băga mai repede carasul. Da. Dar am zis că tot dacă e babușcă să mă distrez un pic, să nu stau să aștept. Pe oricum, dar tras într-o nadă. Da. De cât fac eu filmare aici, încă... am 18 minute și mai trage într-una. Și am luat mai bine înainte ca să dai drumul la cameră. Când a fost. Văd că-ți trage, uite. Eu ți-o văd pe camera aici când trage. Ne mai pomeniți. Deci, dragi pescari, veniți cu încredere aici la Stolnici, că pește veți lua. Vă delectați tot frumos, nu plecați. Și trage la secundă. Și sunt și alte specii. Acum fiecare, cum, ce specie urmărești, dacă urmăriți bibanus, șalău sau avatul. Poate nu știu, sau peștele mai mic. O să dea drumul și la crab. E dat și drumul și la crab, nu? Da. Dar încă nu s-a încălzit apa suficient ca să o ia. S-a mai luat, a spus că nu știu pe ce standul s-a mai luat. Ăsta nu e, mi-a zis șeful că ăsta nu e un stand așa strălucit. Da. Dar când fost data trecută aici, tot aici am venit. Cam pe coada acum stă, că s-a mai luat. O să mai vorbesc, o să vedem ce mai zice. Da, o să vorbim. Că el știe. Dar am venit aici, asta am avut și ruptură. Da. Sigur că da. E la crab se dă cu almontaj acum. Că intră și singur în juvenică, e cum da, e. Da, e mai bun. Că vrea să meargă la Pitești, nu e. Da. Problema.
Așa mi-a plăcut și la Old foarte mult, la babușca asta și roșioară, trăgea foarte bine. Deci, hotărât, tată, și trăgea, da, mă, să fie dat. Bași ceva pe crap, pe somn, pe ceva, le ții acolo și te juci cu vaca. Are și somn aici? Nu știu, n-am. De somnul, dar crap și carasare. Sturioane a zis că a băgat. Crap și carasare destul. Ia uitați ce frumos trage. Un vac sau alea, știi, care s-a mai luat. Contrage la stolnici aici frumos. S-a luat, a luat băiatul ăsta, Cristi, a luat un vac la de buză, știi? Nu, ca da. Să zici, că asta nu cam mănâncă, dar vine pe nadă, știi, și aspiră nada și... Da, 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 da. Vom aia. Da, ăsta e mare novacul ăsta, nu? Cum crește? Da, crește mai și ăsta îl bagă să curețe și iarba. Da, da, da. A, păi și dacă i-ai dat la niște frunze, cum ziceau ăștia de... A, nu, nu e el? Nu știu, pureț, pe efectul la bucățică de castravete, la... Da, da, boabe de frunze de trifoi? De trifoi. E fals. Au făcut ăsta chinezii, un ăsta, un special, o peletă de-asta specială care... Imita ale? Da, dar de cam superstiști. Și care o ia. Da. Da, e... A, și o ia, nu? Ăla. Da, o ia. Așa ce conține frunze de-astea? Nu știu, e un amestec cu neboile sau. Ah, un amestec de o pastă așa, făcut special cu arome de probabil de iarbă sau de iarbă. Și mai păcălește de ce astea. Și s-a mai luat, să mai ia. Să mai pe YouTube și pe alea să vede că mai ia un oficial așa de și la Bascu. În iarnă s-a luat, și de ochi și de cap, dar și în gură la vie. Da, 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 a luat și la vie. Mai rar de. Sigur că da. Asta-i băgat să curețe balta și... Da, ai surpriza să prind și din ăla. Da. Da, trage. Trage și noi aia. Uite acum, trebuie să schimb o mămurică, te? O mămurică, poate. Treaba e că trage într-una, asta e. Da. Ca să vadă pescarii, nu că... Și încă n-am, uite, să bag și un pic. Aha. Stai că eu schimb o mămurică și am păcălit în aia. Nu e după el. E pe numai liga acum. Ia arată nici un obiect. A, așa că. S-a văzut. Dacă tu faci paldea, vedem ce facem. Românul ăsta, ia să vedem ce face românul. Putem să-mi pune în gura cu omul. Aha, da, da, adică da. E mai, da. A intrat mai mică, vezi, și de-aia mă șicana la așa. Da, uite da. Și e roșioară. Da, da, da. Frumos. Da. Așa e la pescuit. Simt omul că se distrează, trage acolo. Mulți ani se așteaptă, știi? Să ia și pește, să ia. Aici aveți de toate și vă distrați și luați și pește. Nu stați degeaba. Și puteți să vă băgați și la cei mari. Pentru crap, pentru caras sau răpitură. Și cu o vargă aici vă distrați. La... Dă voie și cu barca acum să intri. Acum dă voie și cu barca. Se poate pesca și din barca, da? Da, pesca și din barca. Tot la aceeași taxă, 30 de ron. Tot la 30 de ron puteți să pescui și din barca. E nemaipomenit din barca, să știi. Da, și acolo, te el acolo să că e liniște și care acolo să bagă și să pește. Să te duci pe sumalul ăla, să vezi ce caras e pe acolo și ăsta. Dai seama că el pe acolo se ascunde că îi place și când o, da. Când s-o liniștie apa să vezi cum sare pe acolo. Da, da, mai păi acolo. Mai facem o filmare. Și vine, a ieșit aici, uite aici, la vargă, uite aici, cu spinare, crab. Ia uite, e frumos din barca, plus că din barca puteți să dați la șalău, la biban, la vat. Crab, e altă treabă din barca, e mare avantaj, că de multe bălți nu dă voi. Da, nu lasă așa, să nu mai să nu se concentre pescar, știi, adică să te duci. A, asta sigur că să da, nu pe stai, asta... Să dai în lansetele omului sau în... Să nu... Trebuie să fie atenți între ei. Ia uite așa frumos. Adie puțin vântul aici și peștele merge bine la stolici. Acum m-am convins 100%. Da, frumos. Hai să o fac până 30 de minute ca să pot să o bag eu pe... pe YouTube, pentru pescari de YouTube, să le aducem ceva nou de la stolnici de aici. Deci e deschis, acum puteți să veniți, drumul foarte bun, eu am venit cu Supernova. Vedeți, am intrat aici. Mai e o singură pantă la intrare acolo, asfaltat-o, nu aveți probleme. Grătarul frumos. Ia uitați.
Faceți o partidă de neuitat aici. Cerușoare. E mai neartă până prin... Da, da, da. E micuță, da. Da. Când începe, intre, să ne dește mai bine, intre și cară. Multă treabă. Dau după babușca am venit hotărât. Dacă era schimbat mumeală, veneam cu altă mumeală. Dar am zis ca și să... Să prind că mi-a intrat caras și așa și... Da, da. Că intră, intră, dacă nu... Dar decât sigur. Să stau să mă uit, mai bine... Da, nu dai spre după caras ca să... Da, și eu azi n-am venit așa hotărât. Am venit așa, domnule. Am venit că... Facem o filmare să vedem da, și noi cum... Da, avem să vorbim cu... Balta... Să vorbim despre condiții, deci taxa este de 30 de ron, nu mai mult, rețineți pește din acesta mic cât puteți să prindeți și vedeți cum trage foarte bine. Nada, ați văzut-o că trebuie să aveți și nadă. Am mulți pescari care pescuiesc la plută, știu ei treburile astea. Da. Am văzut unii chiar meseria și mămăligă și cu asta. Mulți, mulți la astea insistă pe mămăligă pentru care să știi. La mămăligă da. Mai șansă să bage și ciortanul și da, da, da. Și carasul la... Dar e bun grâu ăsta de dai la el și... Da, da, cum te obișnuiești fiecare. E, la mămăligă... La mămăligă, da, te mai fură. Trebuie, că unii bagă mămăligă și stă și stă, face nu ea, nu ea. Păi da, ce? Nu ea, dar tu nu mai ai mămăliga de... El s-a furat, da, asta e avantajul la grâu cade, și la vierme. Că la vierme nu poate să-l tragă până nu se înțeapă, până nu trage să-l mai una la grâu, o să încerc la vierme, da. Da, da, sigur. Ai viermele acolo? Da, uite, o să încerc. Uite, ia să încerc să termine filmarea, că mai sunt 2, 3, 2 minute jumate. O să încerc și la grâu și la ufele, pe la grâu. Asta e la grâu. La... Ia bagă și un vierme, așa de curățat, da, pentru... Finalul... Fac un vierme repede și după aia se poate ruși să iau și la niște pelete de... Alții n-au auzit de ele. Da. Uite și viermișurii. Băgat, nici n-a apucat să... Unul singur, nu? Unul. Da. Rușoară, da. Imediat a dat niște la virea. Păi, mă, pește aici, mă, cum zicea lumea că nu e pește. Deci să bagă un peletă. E greșit care ia peletă. Să bagă mai mică la... Uite, acum e la vierme, să bagă mai mică. Dar să-i bagă un peletă, să vedem dacă... La vierme mai mic. Da, la probabil că trebuie să bagi 2-3 vierme. Să ai șanse mai mari. Ia, mai puțin. 6 mm. Să vedem dacă o luăm. Am luat, dar... Ai mai luat la asta, nu? Da, da. Și să bagă la asta, e bine crapul sau... Înțelegi că e ca un fel de boilis, așa, e da, da, concentrație da, da. De... A, și pe astea le fură, a? Da, e tot așa, e... Mai, mai moale. Da. E mai rău ca mămăliga asta cade, dar sunt foarte mirositoare. A, am înțeles. Îmi place rău. Uite, zici că e bucățică de prună. Și... E mai... Trebuie să iau una, dacă mai ai timp. Auzi, când am venit noi, se reau și pești mari pe aici. Da, păi stai să liniștească apa. Se obișnuiește cu grâu, e așa. Da, are perioadă. Bă, aia la grâu, bă, aia la mămăligă și e posibil să cadă, ai vezi? A căzut. A căzut asta, da. Cade, e dificil, dar numai să dai când... Deci, noi vă dorim să aveți fir întins, vă așteptăm aici la